Stimați frați și surori, stimați prieteni, în această dimineață este o bucurie pentru fiecare dintre noi să fim în prezența lui Dumnezeu. Îi mulțumim Domnul de harul acesta pe care ni l-a dat fiecăruia dintre noi să putem să fim în prezența sa. Îi mulțumim Domnului pentru faptul că în dimineața aceasta, în locul acesta și prin cântări și la momentul de laudă și închinare am simțit prezența lui Dumnezeu și ne rugăm în continuare ca Domnul să ne umple de Duhul Său cel Sfânt. De aceea rămânem într-un duc de rugăciune și ne rugăm ca Domnul să-și facă numele de slavă. Înainte să citesc pasajul care Domnul mi l-a pus pe inimă pentru noi în această dimineață, permiteți-mi să vă aduc salutul Bisericii Tabor din Orșoval, Bisericii Tabor din Turnul Severin și celorlalte biserici Tabor din județul Mehedinți, harul și pacea Domnului, frații de acolo, vă transmit multă sănătate și se roagă ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nu prea vreți toți binecuvântarea Domnului, se pare, numai cei câțiva frați de la cor, ori zis amin așa mai hotărât, restul nu vreți binecuvântarea Domnului. Acum eu mai rostesc o dată binecuvântarea Domnului, că atunci când e vorba de binecuvântarea Domnului, ne-o dorim ca Domnul să ne-o deie cu tona, așa-i? Că știm că ceea ce Domnul binecuvântează rămâne binecuvântat. Noi de acolo ne rugăm ca Domnul să vă binecuvinteze. No, așa, chiar dacă e dimineață, acum noi știm că dimineața noi suntem ca motoarele la diesel, care pornesc mai greu, dacă însă pornesc, apoi merg așa turbo diesel pe benzină, nu e o problemă, că nu ne oprește absolut nimica, nici oboseala, nici absolut nimic, pentru că știm că cel care produce noi viață este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. Haideți să ne ridicăm în picioare, să citesc un pasaj care în această dimineață ne va sluji ca și învățătură. Îl găsim în Deuteronom, capitolul 6, un pasaj foarte bine cunoscut, citind de la versetul 4 și concludem în versetul 9. Dacă se poate afișa cuvântul Domnului care vorbește și spune în felul următor. De la versetul 4 spune așa: ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta. Și uitați ce frumos spune cuvântul lui Dumnezeu despre ceea ce se întâmplă în contextul nostru. Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Și să le legi ca un semn de aducere a minte la mâini și să-ți fie ca niște fruntari înaintea între ochi. Și spune în felul următor, ultimul verset, să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Amin. Vă rog respectos să reocupați locurile. Pentru dimineața aceasta, Domnul mi-a pus un cuvânt pe inimă pentru fiecare dintre noi. Dominic este un copilaș doar de câteva luni de zile, care nu are absolut nici cea mai mică cunoștință despre ceea ce se întâmplă în locul acesta. El a fost dus la binecuvântare pentru că în felul acesta Dumnezeu ne-a poruncit să ne aducem copiii la binecuvântare, pentru că știm că ceea ce Dumnezeu binecuvântează rămâne binecuvântat. Acum, Dominic este un nume destul de atipic în generația noastră, deși el are o însemnătate extraordinar de profundă. Dominic este, numele acesta reprezintă următorul lucru, aparținând Domnului. Asta este însemnătatea acestui copilaș. Și ne rugăm ca Dumnezeu să-l binecuvinteze. Dacă l-o trimis Răzvan și Diana în familia voastră, cu siguranță Dumnezeu are un plan măreț cu acest copilaș. Dominic în anul 1215 a fost un om folosit de Dumnezeu și el a fost acela care a dat ordinul fraților predicatori în contextul său și a fost un om foarte folosit de Dumnezeu în vremea aceea, deși era spaniol, însă tânărul acesta, Dominic, a făcut istorie și a fost un om de care Dumnezeu s-a folosit într-un mod deosebit, de aceea ne rugăm ca și de Dominic al nostru Dumnezeu să se folosească.
Dar pentru ca Dumnezeu să se folosească de copiii noștri, noi trebuie să înțelegem că fiecare dintre noi, ca și părinți, la fel cum părinții noștri s-au ocupat de viața noastră, noi trebuie să înțelegem că cel mai important lucru pentru noi ca și părinți și pentru cei care urmează să fiți părinți, indiferent dacă există momente în care vă doriți să ajungeți să fiți părinți și încă n-ați ajuns, chiar dacă vine dezamăgirea, chiar dacă poate vine nesiguranța, trebuie să perseverați înaintea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este acela care în mod sigur, într-un fel sau altul, va lucra în dreptul vostru și vă va da copii și vă va da copii sănătoși. Doamne ajută la lucrul acesta. Însă unul dintre lucrurile pe care la un moment dat Dumnezeu le poruncește lui Moise și Moise le poruncește poporului este faptul că părinții trebuie să aibă un caracter ales pentru a putea să amprenteze viața copiilor lor. Noi ca și părinți, din nefericire, în generația secolului 21, uneori lăsăm ca grădinița să facă ceea ce noi ca și părinți ar trebui să facem. Altădată lăsăm ca școala duminicală să facă ceea ce de fapt noi ar trebui să facem ca și părinți. Altădată lăsăm poate ca școala să amprenteze caracterul copiilor noștri, când de fapt noi ca și părinți suntem chemați de Dumnezeu să amprentăm caracterul copiilor noștri și copiii noștri să aibă un caracter cristic, așa cum de fapt noi ca și părinți ar trebui să avem un caracter cristic. S-a vorbit în dimineața aceasta de importanța Duhului Sfânt în viața de zi cu zi, în viața noastră ca și copii al lui Dumnezeu. Și se spune așa de frumos că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu este un accesoriu pe care dacă îl vrei îl ai, ca și la mașină, îmbunătățirile care ți le dorești. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu este doar o chestiune fictivă. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu trebuie să fie schimbat cu surogatele care din nefericire se schimbă nu doar în viața bisericească, ci din nefericire vedem că s-au schimbat în viețile multor familii și în viața individuală a multor oameni și foarte mulți oameni s-au deprins să trăiască din punct de vedere individual fără de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și foarte mulți dintre noi și foarte mulți din cei care ne înconjoară își pun întrebarea aceasta: de ce au falimentat în așa de multe domenii? De ce au falimentat în domeniul profesional? De ce au falimentat în domeniul familiar? De ce au falimentat în domeniul spiritual? De ce au falimentat în domeniul social și așa mai departe? Și lucrul acesta este tocmai datorită faptului că în generația noastră, din nefericire, nu se mai pune accentul așa de mult pe lucrarea aceasta vital de importantă și necesară ca fiecare dintre noi să fim oameni plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că ceea ce face diferența în viața unui om, stimați credincioși, nu sunt studiile noastre teologice, nu sunt diplomele noastre, nu sunt nici măcar realizările pe care le-am avut. Ceea ce face diferența în viața de zi cu zi, așa cum o să vedem în această dupămasă, în această dimineață, mă iertați, este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care trebuie să lucreze în mod activ în viața noastră. Spunea Raul de felul în care Hristos, după 3 ani și aproximativ jumătate, după ce a stat de vorbă cu ucenicii și după ce i-a învățat pe ucenici, ucenicii, aduceți-vă aminte, a fost în cea mai performantă școală teologică a tuturor timpurilor, nicio altă școală teologică din lumea aceasta de-a lungul celor 21 de secole n-a putut să pregătească așa de bine cum a pregătit Domnul Iisus Hristos. Și totuși Mântuitorul Iisus Hristos, după aproximativ 3 ani și jumătate, pe când s-a înălțat la cer, Biblia vine și ne vorbește în Faptele Apostolului, capitolul 1, versetul 4, că nu le-a spus ucenicilor să meargă înapoi în localitățile de unde ei veneau, nu le-a spus ca să meargă în sinagogile lor, ci Biblia spune în felul următor, în Fapte 1 cu 4, pe când se afla cu ei, uitați-vă la următoarea afirmație pe care Luca o face și spune în felul următor: le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care a zis: el, ați auzit-o de la mine. Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Interesant lucru. Niște ucenici care din punct de vedere spiritual au fost născuți din nou, niște ucenici care aveau abilități extraordinare, aveau autoritatea să reprezinte pe Domnul Iisus Hristos. Aduceți-vă aminte că la un moment dat în Luca capitolul 12, versetul 1, Hristos, mă iertați, Luca capitolul 9, versetul 1, Hristos îi cheamă pe cei 12 ucenici, le dă autoritate și putere ca să scoată dracii și să se roage pentru bolnavi și vin ucenicii la Domnul și sunt extraordinar
de entuziasmați de autoritate pe care Hristos le-a dat-o. În Luca capitolul 10 spune cuvântul lui Dumnezeu că îi cheamă pe cei 70 de ucenici și lor le dă autoritatea să facă lucrul acesta. Și dacă ne-am uitat în viața ucenicilor, am fi spus mulți dintre noi ar fi fost suficientă autoritatea pe care Hristos le-a dat ucenicilor. Dar Biblia vine și ne vorbește că Mântuitorul Iisus Hristos tratează cu așa de mare responsabilitate coborârea Duhului Sfânt în viața ucenicilor, încât le poruncește, nu le spune dacă n-aveți ce face. Vedeți, dacă n-aveți business-uri de făcut sau dacă n-aveți alte chestiuni de făcut, voi să veniți la Ierusalim, să rămâneți acolo. Și Biblia ne vorbește că le dă porunca aceasta să rămână în Ierusalim. Majoritatea dintre ei nu erau din Ierusalim, erau din Galileea. Oamenii aceștia au mai rămas încă aproximativ 10 zile în Ierusalim. Nu știm exact unde au stat, nu știm exact cum au trăit cele 10 zile, dar cu certitudine știm faptul că au ales să asculte de Domnul Iisus Hristos și au rămas în Ierusalim pentru a fi un plus de Domnul cu Duhul Sfânt. Pentru că ceea ce face diferența în viața credinciosului, stimați credincioși, nu sunt nici zecile de ani pe care noi avem ca și copii al lui Dumnezeu și de când ne-am întors la Domnul. Nu asta e cel mai important, deși este important. Cel mai important este dacă astăzi, în generația secolului 21, adică în ziua de astăzi, suntem oameni care să tânjim mai mult și mai mult pentru a putea să fim plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că ceea ce va face diferență în viața individuală, în viața familiară și în viața bisericească, este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu există altă chestiune care să facă diferența. Nici măcar faptul că avem foarte multe cunoștințe. Că uitați-vă la noi. Acum, eu totdeauna folosesc exemplul ăsta. Mă uit la bunicii noștri, care au fost niște oameni simpli, și bunicii voștri. Haideți să fim realiști și să nu ne mai bătăm atâta cu apă rece, spunând că noi suntem mai extraordinari ca și ei. Că nu suntem mai extraordinari ca și ei. Că bunicii noștri pe vremea lor n-aveau școli teologice cum avem noi. N-aveau nici măcar masterate în teologie sau doctorate. Nu este un paradox. Foarte mult în bisericii noastre avem doctorate și nu-i greșit, stimați credincioși. Dar e interesant că avem cei mai mulți oameni cuprinși de depresie, cum n-am avut nicio altă generație. Noi cu doctorate îi trimitem pe oameni direct să meargă la psiholog și să meargă la psihiatru. Interesant lucru că avem atâția bolnavi în bisericile noastre, când pe vremea bunicilor noștri nici măcar nu se auzea de așa ceva. Știți de ce? Ăștia erau niște oameni simpli, oameni care când citeau cuvântul lui Dumnezeu și vedeau că Hristos a deschis ochii orbului și venea un orb în mijlocul lor, oamenii ăștia n-aveau chestiuni filozofice, ideologii filozofice în mințile lor. Oamenii ăștia puneau degetul pe cuvânt și spuneau: Doamne, ăsta este cuvântul tău, ăsta este slova sfântă, ăsta este cuvântul pe care tu l-ai rostit și asta e lucrarea pe care tu ai făcut-o. Mă rog, Doamne, și ne rugăm până tu deschizi ochii orbilor. Și interesant că n-aveam atâția bolnavi de niciun fel în vremea aceea și nu existau, tocmai datorită faptului că bunicii noștri știau un lucru. Aveau un caracter cristic, erau călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și oamenii aceștia, când se rugau, Dumnezeu ascultă. Și asculta și slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Și în generația noastră noi suntem așa de sofisticați. Am început să facem slujbele așa de sofisticate și nu-i nimic greșit, ascultați-mă. Corul a cântat extraordinar, țiplă, lăudat să fie Domnul, a cântat deosebit. O cântat grupul de laudă și cântare extraordinar. Și nu este totdeauna problema lor, că noi ca și oameni care am ajuns să fim doar consumători, datorită faptului că suntem goi de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, nu mai creiem, de fapt, că Dumnezeu creează, dar prin noi Dumnezeu este acela care își dorește să lucreze în viețile noastre și nu mai suntem disponibili ca Dumnezeu să-și facă numele de slavă. Nu că nu-L iubim pe Dumnezeu. Cu siguranță fiecare dintre noastre îl iubiți pe Dumnezeu, de aceea sunteți în dimineața aceasta, în locul acesta, dar tocmai datorită faptului că suntem goi de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și când suntem goi de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, lasă fie să mai treacă două ore și dimineața asta, mai vine duminică seara, acum nu toți, că nu e cald și putem să mergem și în alte părți, că știu că duminică seara bate vântul, nu îmi pun întrebarea unde sunteți duminică seara, am n-am vorbit nici cu fratele păstor, nici cu unul dintre slujitorii voștri, dar îmi dau seama de lucrul ăsta, că după masă nu să fiți toți, ci că doar aveți și alte chestii de făcut și îmi pun întrebarea asta, oare de ce? Că suntem plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Nu, ci pentru că suntem goi de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și foarte mulți dintre noi folosim biserica doar așa ca un checkmark, unde venim, a fost dimineața la biserică, ajunge și apoi ne mai vine peste o săptămână. Și peste o săptămână, în interval
intervalul de o săptămână suntem niște falimentari. Nu putem nici să ne ocupăm de copiii noștri pentru că noi nu suntem unde ar trebui să fim. Dar în seara de această dimineață vreau ca Domnul ceea ce mi-a pus pe inimă să împărtășesc cu noastră și să vedem felul în care noi putem să avem un caracter cristic. Și pentru aceasta trebuie să înțelegem că singurul care ne poate ajuta să avem un caracter cristic ca mai apoi copiii noștri să aibă un caracter cristic este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Fără de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, degeaba avem noi așteptări de la generația aceasta. Stimați credincioși, indiferent de vârsta pe care o avem, dacă noi nu suntem plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să nu cumva să așteptăm ca copiii noștri, nepoții noștri și restul generației să fie plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Uitați-vă ce poruncă îi dă la un moment dat aici Dumnezeului Moise și îi spune în felul următor: ascultă Israele sau ascultă Filadelfia în această dimineață, Domnul este singurul Domn. Știm lucrul acesta, vei spune. Dar bun, uite ce spune mai departe: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Doamne, ajută la lucrul acesta. Uitați-vă următorul verset și spune în felul următor: și poruncile acestea pe care ți le-am dat astăzi să le ai în inima ta. Cu alte cuvinte, pentru a le avea în inima noastră, noi trebuie să înțelegem că noi avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu ca să fie în inimile și în viețile noastre. Foarte mulți oameni în generația noastră caută tot felul de soluții la problemele lor, indiferent de natura problemei, indiferent că poate suferă de frică, indiferent că poate suferă de panică, indiferent că se luptă cu anxietatea, indiferent că poate se luptă cu depresia, cu îngrijorarea, stresul, toate aceste efecte care sunt cauzate de o problemă interioară, și foarte mulți oameni caută tot felul de soluții la problemele lor și încep să caute pe internet și încep să caute soluții și încep să facă și să drege și să vadă care ar fi cea mai bună soluție pentru problema lor, pentru că am ajuns și la nivelul în care ne este greu să mergem să vorbim cu frații slujitori, cu păstorii sau să spunem altora: mă, rugați-vă pentru mine că mă confrunt cu un duc de frică, care nu e normal să am un duc de frică, când de fapt Biblia spune că Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci unul de putere, unul de tărie, unul prin care strigăm Ava, adică Tatăl, datorită faptului că am fost înfiați de Dumnezeu. Și când vine frica, sentimentul acesta, să știm că din partea celui rău, dar tocmai datorită faptului că nu avem soluții, încercăm să găsim anumite soluții fără să ne dăm seama că soluțiile soluțiilor și cel care are soluție pentru orice problemă este Hristos Domnul, și El prin cuvântul Său are orice soluție pentru nevoile noastre. Dar problema noastră este că suntem așa de sofisticați și de complicați încât nu ne place să simplificăm lucrurile și să mergem la adevărul acesta al Scripturii. Dar foarte mulți dintre noi ne dorim ca să ieșim eficient, să fim eficient, să fim biruitori. Și atunci când vine poate tentația, sau atunci când vine ispita, sau când vin provocările vieții, să putem să ieșim cu brio. Și nu ieșim câtă vreme cuvântul lui Dumnezeu nu este în inimile și în viețile noastre. Și vei spune: bine, frate Darius, dar vin duminica la biserică. Bun, slavă Domnului. Dar eu spun întrebarea următoare: care sunt motivele pentru care săptămâna care a trecut n-ai pus mâna pe Scriptură? Care sunt motivele pentru care nu citești Biblia? Că noi vrem să fim eficienți. Vedeți, când suntem goi de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, nu o să fii flămând după cuvântul lui Dumnezeu. Când ești plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, vei fi flămând ca în fiecare zi să citești cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că diavolul nu se înfrânge prin anumite chestiuni sau abilități personale. Diavolul totdeauna este înfrânt prin cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă noi ca și părinți nu suntem plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ce să așteptăm ca copiii noștri să citească Biblia, să se roage, să postească și să mai facă ceea ce trebuie? Când de fapt noi ar trebui să revenim la adevărurile simplistice ale lui Dumnezeu și să începem să dăm dovadă de faptul că suntem oameni care căutăm cu tot din adinsul să avem un caracter cristic. Doamne, ajută la lucrul acesta. Vei spune: frate Darius, așa de important este. Da, uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Mântuitorul Iisus Hristos spunea în Ioan capitolul 8, versetul 32, El spunea în felul următor: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face
Slobos. Și interesant că parcă tot mai complicată ne-e mintea, tot mai mult amalgamul acesta al ideilor și al luptelor de la nivelul minții parcă ne doboară pe foarte mulți dintre noi. Când de fapt Hristos este acela care a spus: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos, versetul 32, nu 33. Dar pentru că adevărul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, nu-l mai trăim în inimile și în viețile noastre, foarte mulți dintre noi suntem foarte falimentari. Vă aduceți aminte că spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei capitolul 4, la un moment dat Mântuitorul Iisus Hristos, după ce a fost la Iordan, a fost botezat de Ioan, al Duhul lui Dumnezeu l-a dus în pustiu, unde timp de 40 de zile, spune cuvântul lui Dumnezeu că a postit. În cele 40 de zile, spune cuvântul lui Dumnezeu că a venit diavolul la el, ispititorul. Și la un moment dat s-a uitat Satana la el și a zis către el, auzi, zice, dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrelor acestora să se facă pâini. Uitați-vă pe în ce context a venit diavolul la el. A venit pe contextul unei nevoi. Pentru că să știi că totdeauna diavolul, după ce se inspectează viața, după ce îți analizează falimentele, după ce îți vede toate trăsăturile și unde ești vulnerabil, acolo diavolul va începe să te butoneze. Acolo te va lovi. Dacă știe că ești stresat, îți va crea contexturi unde să te stresezi, pentru că de la stres începi să te duci la îngrijorare, de la îngrijorare te duci la autovictimizare, de la autovictimizare ești doar la un pas în care să te gândești că n-are rost să mai trăiești tocmai datorită faptului că nu o să poți să-ți rezolvi problema. Dar uitați-vă, revenim la ideea noastră. Uitați-vă ce a făcut diavolul. Diavolul vine la și a zis: dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrelor ca să-ți facă pâini. Ce face Domnul Iisus Hristos? Deși, atenție, putea Mântuitorul Iisus Hristos să spună lui Satana: bă, Satana, dar tu știi ce zici, mă? Păi eu sunt creatorul lumii acesteia, că așa era. Hristos este din veșnicie, El n-a fost creat. El este Dumnezeu din veșnicie și El este acela care a creat toate lucrurile, binecuvântat să fie numele Său. Dar n-a folosit acest atribut pe care Dumnezeu l-are. Nu și-a folosit nici măcar autoritatea aceasta de dietate. Dar uitați-vă ce face Domnul Iisus Hristos, nu? Că putea să-i spună Domnul lui Satana: mă, Satanu, eu sunt cel care ți-am creat pe tine ca și înger de lumină. Ai slujit în fața mea și în fața tatălui meu. Ai fost acela care a fost înălțat în slavă. Ai fost acela care a dus lauda și închinarea la tronul meu de îndurare și la un moment dat când s-a născut în tine gândul acesta să fii mai presus decât tatăl meu, ai fost aruncat pe pământ. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu că Hristos nici măcar nu face lucrul ăsta. Uitați-vă la Domnul Iisus Hristos. Tocmai exemplul acesta Hristos ne-l dă fiecare dintre noi, tocmai cu scopul ca să ne conștientizeze cât de important este cuvântul lui Dumnezeu. La care Domnul Iisus Hristos i-a răspuns: este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Acum revenim la noi, că acum nu vorbim, dar vorbim de noi înșine. Care e motivul pentru care nu citești Biblia? Care e motivul pentru care nu memorezi cuvântul lui Dumnezeu? Care e motivul pentru care ai timp de telenovele, ai timp de teche minunățile, ai timp de teche lucrurile, nu că teche babele și moșii tătăți cu Facebook și tătă ziua postează și tătă ziua butonează telefonul ăla, că numai ăștia tineri, hai să fim realiști. Că noi tot, da, pe ăștia tineri, bă, vă sunteți varză. Nu-s varză, stați liniștiți că-s pruncii noștri. Și ne rugăm ca Domnul să-i umple de Duhul Sfânt. N-a zis a citați amin. Știu că vă doriți, că ne dorim toți, nu? Dar care sunt motivele pentru care nu mai facem noi ce trebuie să facem? Frate, dar știi că eu sunt mai în vârstă. Nu, ascultă-mă ce spun. Biblia mea și Biblia mea noastră spune în felul următor. Că cei bătrâni ce vor face? Vor îmbătrâni. Așa zice. Nu vor întineri ca și... Dar cine dă viață fiecăruia dintre noi? Vitaminele care le ai, le iei? Lucru, faptul că mânci organic, că-s bune toate lucrurile astea, că mânci porodăi și pipar, că și ardei și ce mai... Slavă Domnului! Dar nu asta-ți dă viață. Cel care ne dă viață este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care este viață, lăuda să fie Domnul. Dar dacă nu mai stăm în cuvântul lui Dumnezeu și știm tăte minunățiile, nu? Tătă lumea știe ce se întâmplă pe scara blocului. Bine, mă, că nu știm cum îi cheamă pe cei 12 apostoli sau 11. Bine că știm
toate minunățile. Dar pe diavolul dumneavoastră credeți că noi îl biruim pe diavolul prin faptul că noi suntem foarte cunoscători în foarte multe domenii? Când de fapt cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor: legea aceasta zice să nu se depărteze de gură ta. Uitați-vă ce îi spune Moise lui Iosua. Poți să frumos afișezi Iosua capitolul 1, versetul 8. Uitați-vă ce extraordinar cuvânt îi rostește Moise călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu lui Iosua și spune în felul următor: cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta, cugete asupra ei zi și noapte, căutând să faci, atenție, imediat ajunge și la asta, tot ce este scris în ea. Atunci, spune el, vei așa am vrut să zic și eu, am vrut să văd dacă zângeți așa. Vei izbă... Așa am vrut să zic și eu, așa. În toate lucrurile tale. Și atunci vei lucra cu înțelepciune. Apoi noi vrem să avem izbândă. Noi vrem să biruim. Noi vrem să fim oamenii aceia care la rugăciunile noastre cerul să se coboare. O, Doamne, ajută la lucrul acesta. Dar aș vrea să vă spun ceva. Dacă cuvântul lui Dumnezeu nu este noi, ce să te rogi? Că mulți vin și spun: frate, eu m-am dedicat, stau 2 ore în rugăciune. Slavă Domnului. Și ce te rogi în 2 ore? Păi nu știu, că unii dintre noi ne mai rugăm și ciudat, nu? Mhm. Ne rugăm și cum nu trebuie. Nu de mult a fost și am vizitat o biserică undeva într-o altă țară și la un moment dat diaconul era și conducător de biserică, foarte supărat de faptul că tatălui, care a fost un lider foarte deosebit, care a plantat mai multe biserici în zona aceea, au trecut la cele veșnice. Și eram foarte curios să văd cum au trecut la cele veșnice. Și printre altele, la un moment dat a zis: păi sora noastră s-a îmbolnăvit, era foarte bolnavă și la un moment dat, în disperare, lui a făcut o rugăciune și a spus: Doamne, știi ce te rog? Dă-i viață, dar ea mie viața. Și am zis: cum s-a rugat? S-a rugat în felul următor: Doamne, dă-i viață și ea mie viața. Știți cât a trecut? 2 luni de zile și eu merg la cele veșnice. Pentru că contractele de vorbire care noi le rostim nu sub călăuzirea Duhului Sfânt, ca asta nu a fost o lucrare călăuzită de Domnul și de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ci a fost un contract de vorbire care datorită lipsei de înțelepciune. Dar ce, Dumnezeu e atât de slab încât să nu poată să dea viață și copilului nostru și să ne dea și nouă viață, sau să binecuvinteze Dumnezeu cum binecuvintează 1 miliard de oameni întreg pe mondul? Ba poate, doar că uneori datorită lipsei de cunoștința cuvântului lui Dumnezeu începem să facem rugăciuni care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Și vei spune: da, frate Darius, dar păi Dumnezeu nu trebuia să asculte. Păi sigur că nu a ascultat Dumnezeu, dar a ascultat altcineva. Aduceți-vă aminte ce spune Evrei capitolul 12. Spune despre faptul că suntem înconjurat de un nor așa de mare, versetul 1, te rog frumos, așa de mare de martori, spune în felul următor: și noi, dar fiindcă suntem înconjurat de un nor așa de mare de martori, zice în felul următor, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm în stăruința care ne stă înainte. Cu alte cuvinte, pe lângă faptul că suntem o priveliște pentru Dumnezeu și pentru împărăția sa, diavolul este acela care totdeauna asistă și caută să vadă ce se întâmplă în viața noastră și cum se întâmplă în viața noastră. Și cuvintele acelea o să vedem imediat lucrurile acestea care uneori noi le rostim fără să ne dăm seama că nu sunt cum trebuie. Acele cuvinte sunt contracte de vorbire care noi le facem și diavolul poate să acționeze în dreptul copiilor noștri, în dreptul partenerului de viață, în dreptul celor cu care noi interacționăm, pentru că noi suntem chemați de Dumnezeu să fim surse de binecuvântare, nu de blestem. Dar tocmai datorită lipsei cuvântului Dumnezeu în viața noastră. Și mă repet încă o dată, că știu că Domnul ne vorbește în dimineața asta, fiecăruia dintre noi, care sunt motivele pentru care nu citești Biblia? Care sunt motivele pentru care faci orice altceva, dar tu îți iei câte o perfuzie spirituală în fiecare duminică, de la predicatorii care vin și de la lucrurile care tu te uiți pe internet, poate predicatori și cântări, fără să stai tu să citești Biblia și cuvântul lui Dumnezeu? Vedeți? Și apoi vrem să ieșim biruitor și să avem un caracter cristic și nu-l avem. Pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu totdeauna ne va duce la Scriptură. În al doilea lucru care vreau să subliniez, că timpul nostru trece foarte repede, cum putem să avem un caracter cristic, nu doar să citim Scriptura, ci aici cuvântul lui Dumnezeu, și Dumnezeu îi spunea lui Moise că acest cuvânt al lui Dumnezeu trebuie să-l trăim în fiecare zi.
O, Doamne, ajută la lucrul acesta. O, greu să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Una pentru că nu-L cunoaștem, alta pentru că încă nu suntem eliberați în totalitate și ni se pare greu să trăim cuvântul lui Dumnezeu, că atunci când ești eliberat în totalitate, poate la masa unde ești să-ți vină 100 de prieteni și tot să bei alcool și tu nu te atingi de alcool. Poate unde ești la școală tot să fumeze și tu să nu fumezi. Tot să se drogheze și tu să nu te droghezi. Pentru că nu ai nevoie de lucrurile acestea. Dar când nu suntem eliberați și când nu trăim cuvântul lui Dumnezeu, atunci, știți, se spune lucrul acesta: ori păcatul te ține departe de Scriptură, ori Scriptura te va ține departe de păcat. Și din nefericire, foarte mulți oameni au realizat această performanță să poată să trăiască duplicitari, să trăiască în compromis. Și pentru ei nu mai e o problemă în faptul că mai o jumătate de minciună, că mai spune lucruri care nu sunt adevărate, nu e o problemă faptul că, știi, din când în când mai consumă puțin alcool, că doar nu s-au bericit, că fără alcool. Bă, oameni buni, dar eu tot îmi pun întrebarea asta, adică noi, copiii lui Dumnezeu, adică Hristos este Cel care satisface toate nevoile noastre și în Hristos suntem deplin. Și noi să mai performăm, nu? Mă sună cineva săptămânile trecute, un frate slujitor din altă țară și zice: frate Darius, am venit într-o locație, dar zice, măi, așa de greu pentru noi. De ce? Păi în biserica unde suntem au scos rugăciunea deloc, de tot, afară, n-au nicio rugăciune, au o oră de slujbă și în ora asta de slujbă ei spun că e Duhul Sfânt prezent, bineînțeles, zice că nu simt nimica palpabil acolo, îți doar niște emoții goale și fără esență și fără putere, dar cel mai extraordinar lucru care mi s-a întâmplat, am fost la birthday party la unul dintre copiii unora din biserică și acolo a fost aproape toată suita bisericească. Mă, să-i vezi pe ăștia, zice, în biserică muclez, rugăciune zero, ce să se mai roage, că nici acasă n-au viață de rugăciune. Mă, dar când au fost acolo, toți erau cu sticle din alea mai șmechere și mai șmechere. Și am zis că trei mătă, zic, ce faceți? O, zice, stai mă, zice, ne-am ajuns la un nivel foarte înalt în Dumnezeu. Adică nimica nu-i mai păcat pentru noi. Serios, serios. Păi dacă când noi trăim cuvântul lui Dumnezeu, ascultați-mă ce vă spun, Biblia vine și ne vorbește în Evrei, capitolul 12, versetul 14, urmăriți pacea cu toți, cum spunea în această dimineață robul Domnului, și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Nu vorbește de sfințirea acea pozițională în care Dumnezeu ne sfințește și ne curățește, ci vorbește despre sfințirea progresivă care trebuie să se întâmple în fiecare zi în viața noastră, pentru că cuvântul lui Dumnezeu trăit în fiecare zi nu face altceva decât smulge din inimile noastre orice lucru care nu este bun și plăcut înaintea lui Dumnezeu. Dar am ajuns o generație care doar ne lăudăm că suntem al lui Dumnezeu. Doar avem și noi titulatura aceasta de copii al lui Dumnezeu, dar nu mai avem un caracter cristic. Pentru că în momentul în care începem să trăim cuvântul lui Dumnezeu, vom începe să avem un caracter cristic. O, eu mă rog ca Biserica Filadelfia să fie caracterizată printr-un caracter cristic pe care Dumnezeu prin Duhul Sfânt îl dă. Doamne, ajută la lucrul acesta. Dar e nevoie pentru aceasta să începem să trăim cuvântul lui Dumnezeu. Și este important pentru noi lucrul acesta. Uitați-vă, spune cuvântul lui Dumnezeu la un moment dat un exemplu în Sfânta Scriptură de Gedeon. Vă duceți aminte că spune cuvântul lui Dumnezeu că timp de 7 ani de zile poporul evreu a fost un faliment. Au trăit un faliment, de la cel mai mic până la cel mai mare, inclusiv cu preoții și cu toată lumea. Toți erau un falimentar. Dar tot de faptul că Madian în fiecare an venea și cotropea țara, îi asuprea, toată lumea de frica lor fugeau. Se ascundeau în peșterile din munți, se ascundeau în crăpăturile pământului și spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat vine Îngerul Domnului, este o teofanie a Vechiului Testament, adică o apariție sub formă angelică a Domnului Iisus Hristos în Vechiul Testament, și Domnul se uită la Gedeon și zice: Domnul este cu tine, viteazule. La care se uită Gedeon în stânga, se uită în dreapta și zice: bine, bine, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni se întâmplă toate aceste lucruri și unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorizez părinții noștri când spun: oare nu ne-a scos Domnul din Egipt? Acum Domnul ne-a părăsit și ne-a dat în mâna lui Madian. Și Domnul sfidează tot ceea ce el spune și spune în felul următor: du-te cu puterea pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? La care dintr-o dată vedem momentul în care Gedeon ascultă de Domnul Iisus Hristos. Știți ce face primul lucru? Primul lucru merge să facă ceea ce trebuia să facă taică său. Taică său a fost preocupat cu afacerile. Taică s-a
avut timp să citească Biblia, taxi-ul nu a avut timp să-i spună copilului, deși aici Dumnezeu a dat porunca aceasta, să implementați în mintea copiilor voștri când? Când sunteți acasă, când plecați în călătorie, când vă întoarceți acasă, cuvântul lui Dumnezeu. Dar mă, n-avem timp, mă, extraordinar. Bine că bunicii nu și-au avut timp. Bine că părinții nu și-au avut timp. Și noi, o generație super sofisticată, nu mai avem timp, mă, să vorbim asta cu copiii noștri. Și apoi ne cresc copiii și duce la grădiniță, cum a fost duși noi, nu? Și dintr-o dată acolo ni le apretează modul de gândire. După aia mă la școală, nu? Încă din grădiniță te învață să ai un caracter poluat. Care a fost prima poezie care am învățat-o noi la grădiniță? Cățeluș cu părul creț, fură rața din cotie și să jură că nu o fură de la împrins. Direct l-a învățat să șterpelească. Nu? O ai mers la școală, la liceu, la profesională, când te-a văzut maestor, bă, prietene, vezi că aici meseria să fură. Și ia că ți-o mai am predat la caracterul, nu? Și, și ne dăm seama că noi tot condamnăm politicienii ăștia, dar noi în cultura noastră implementăm o astfel de gândire. Și toată lumea în jurul nostru, nu, toată lumea tremură, că toată lumea fură. Și toată lumea, de ce? Dar din grădiniță, dacă noi n-avem timp să punem în ei cuvântul lui Dumnezeu. Nu? Spune cuvântul lui Dumnezeu că Gedeon a făcut ceea ce trebuia să facă taică său. În loc ca taică său să sfințească casa, să scoată toți dumnezeii afară, să scoată Dumnezeii lui Baal și Astartei, să scoată afară, Dumnezeu îi spune lui Gedeon, du-te și curăță casa. Și când mai vine câte un tânăr din ăsta, așa care ne spune din cuvântul lui Dumnezeu, nu de ăștia care sunt așa, așa, da? Unul care Domnul așa îl călăuzește. Toți suntem cu nodul în gât, că nu ne place. Cum vine ăsta, mă, mucosul ăsta? Ăsta zice numai ce s-o boteza și vine el să ne spună cum să trăim noi viața? Păi nu i-ar spune dacă am trăit eu. Că dacă n-au zis dumneavoastră acum, și permiteți să spun lucrul ăsta, dacă noi nu mai avem astăzi Timotei pe mijlocul nostru, noi avem pentru că nu mai avem pe Pavel în mijlocul nostru, că toată lumea e ocupat cu business, parcă-mi duce ceva de aici cu noi. Mă, parcă-mi duce, mă, de aici, atâtea bogățiile astea le ducem cu noi și trebuie să avem, e bine să avem. Nu mă înțelegeți greșit. O, e bine că Dumnezeu ne-a binecuvântat. Dar care este scopul pentru care Dumnezeu te-a binecuvântat? Să ne lăfăim noi în ele, să ne arătăm cât de tari suntem noi, să devină spiritul ăsta competitiv, care ne naștem cu el, dar din nefericire parcă și mai mult vizibil în biserici. Ce mașină ră? A, gata, îmi iau și eu. Ce ca să? A, îmi fac încă 3 garaje, dacă n-ai mașini să bași cocia și bicicleta, ea e nicio problemă, dar numai să le faci, să nu fii mai prejos decât vecinul. Și dintr-o dată ne prinde iureșul ăsta pe foarte mulți dintre noi și ne pierdem scopul și ne pierdem ținta cei mai mulți dintre noi. Și din nefericire, cei mai mulți dintre noi suntem niște letargi spirituali, care abia ne tărgănăm picioarele, care la rugăciune, da, nu ne vede nimeni, care să citim Biblia, nu ne vede nimeni, dar noi suntem extraordinari de buni. Ascultați-mă, e adevărat că noi avem nevoie de finanțe, de atenție, Biserica lui Hristos nu se mulțește cu finanțe, Biserica lui Hristos se mulțește cu Duhul Sfânt și apoi restul, ca să putem să facem ce trebuie. Doamne, ajută la lucrul acesta. Și dacă nu ești un businessman plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, în baie mare, rogă-te să te umple Domnul de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Să vezi atunci, Domnul, cum îți dă minte. Dacă ești o mamă și nu ești plină de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, e o problemă majoră. Că o să înveți pe fetele tale numai lucrurile lumii. Cum și să feștească și cum și facă toate lucrurile. Că amuții mai greu și chiar nu mai știi care e mama sau care e fata. Că mama de 78 de ani e ca și o domnișoară de 18 ani de nefericire. Nu? Că zice că suntem plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu suntem plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. S-ați liniștit că suntem plini de fire. Ne-o prins firea. Că așa cum a zis apostolul Pavel bisericii din Corint, în 1 Corinteni capitolul 3 versetul 1, zice, mă, zice, n-am putut să vin la voi să vă laud și să vă vorbesc, zice, ca unor oameni duhovnicești. A trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, atenție, oameni din biserică, nu le ia de afară, ca unor prunci în Hristos. Și merge mai departe și spune, pune versetul 2 și după aia 3, v-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, că nu le putea suferi și nici chiar acum nu le puteți suferi. Și versetul 3 spune în felul următor, pentru că tot lume sunteți, în adevăr, când între voi există zavistii sunt invidii. Și așa de invidios suntem unii pe alții că mi-e greu și să dăm mâna cu unul cu altul. Și se spune că Domnul să te binecuvinteze. De ce conduce corul? De ce nu conduc eu corul? De ce conduce el lauda și închitare? Că eu sunt mai bun ca și el. Și nu ne dăm seama că toate chestiunile acestea nu vin din Duhul lui Dumnezeu, ci vin din Duhul ăsta de invidie care ne cuprinde pe mulți. Certuri, dezbinări, zice, nu sunteți voi lumești, nu trăiți voi
în felul celorlalți oameni, și asta e o realitate cu care noi ne confruntăm. Știți de ce? Nu că nu iubim pe Dumnezeu, că iubim pe Dumnezeu, ci pentru că suntem goi de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și când ești gol de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, indiferent cine ai fi și indiferent ce poziție ai avea, oricare dintre noi, caracterul nostru este afectat. Pentru că singurul care lucrează la avea un caracter cristic este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Lucrurile din jur încearcă să ne formeze un caracter lumesc, dar singurul care formează caracter duhovnicesc este Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt. De aceea avem nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu să ne lăudăm că noi suntem biserică pentecostală, că noi suntem nu știu cum și nu știu ce, ci ca să putem să fim ceea ce trebuie. Și în al treilea loc și în ultim, în trei minute, cât eu mai rămas, ce mai face... De ce e nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Pentru că doar atunci vei fi o sursă de binecuvântare. Până atunci nu o să fie o sursă de binecuvântare. Pentru că invidia din noi ne va totdeauna, ne va canaliza să vedem totdeauna pe altul mai rău ca și noi. Și niciunul să fie vrednic de adorare și vrednic să fie, chiar și, uitați, lauda și închinarea. Este extraordinar. O să văd câți dintre dumneavoastră o să vin și o să le spune să facă good job. Că au fost mai repede ca noi toți la biserică dimineața asta. Corul se întâlnește peste săptămână, măcar o dată pe săptămână, dacă nu de două ori. Și mulți dintre noi măcar nu-i apreciem. Dar haideți în Oltenia, hai că vă rog să veniți în Oltenia. Să veniți așa vreo 6 luni de zile, vă faceți bagajele, vin după voi, vă iau cu duba și vă duc direct acolo în Oltenia și vă plasez direct acolo la una dintre bisericile noastre din Oltenia. Fără cor, fără fanfară, fără laudă și închinare, 2 sau 3 în Sfântul Nume. După ce vii în 6 luni de zile de acolo, o să vii și o să-i apreciezi numai. Și tu te duci în cor. O să zici, mă, extraordinar. Și tu o să vii să le spui, oh, și eu vreau să cânte laudă și închinare. Că atunci îți dai seama, când ne avem, păi nu, dar de ce? De ce? Când Biblia zice că Hristos ne-a chemat să fim surse de binecuvântare. Auzi, când ești plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, știi ce faci? Așa cum ai făcut când te-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Ai mă și ai luat pe tăți dușmanii și pe tăți oamenii care fau mai răi, i-ai luat în brață, i-ai țucălit de numai. Ai zis, bă, te iubesc, că la numai știa cum și să debarasezi de tine. Tu vin, aci că te iubesc. De ce? Că ai fost plin de Duhul Sfânt. Dar când ești gol de Duhul Sfânt, hai că îi de râs, dai de plâns. Când ești gol de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să ții pe tătul la distanță. Nu? Eu cu statutul meu, serios? Păi Biblia zice că cel mai mare din împărăția Domnului va fi cel care știe să umble în lumea aceasta în smerenie. Și smerenia este una dintre caracteristicile caracterului cristic. Nu uitați lucrul ăsta. Dar cei mai mulți dintre noi suntem plini de mândrie. Ce am realizat noi? Ce ai realizat tu? Că vine cancerul și ce ai realizat? Când vine cancerul, păi stai liniștit, că atunci nu mai are importanță nimic din ce am realizat. Asta e realitatea. Dar vedeți cum a reușit diavolul să ne polueze modul de gândire? Vedeți cum a reușit diavolul să ne polueze modul de a avea un caracter cristic tocmai datorită lipsei Duhului Sfânt în viața noastră? Și asta este cel mai important. Dacă ca și dirijor de cor nu ești plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, faci o slujbă faină, dar nu se ajute cu prea mult. Dacă voi care sunteți la cor nu sunteți plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, dacă voi care cântați nu sunteți plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, dacă biserica nu e plină de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, dacă predicatorii doar vin să ne dea așa discursuri filozofice în care să ne spună ce, nu avem nevoie de asta, ascultați-mă ce vă spun, avem nevoie de oameni care să vorbească adevărul lui Dumnezeu, avem nevoie de oameni care să fie plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care să ne spună unde mergem rău cu scopul să ne ajute să ne îndreptăm, nu să dea pe noi capoți de cai, ce să ne ajute să ne îndreptăm să ajungem toți în împărăția lui Dumnezeu. Doamne, ajută la lucrul acesta, dar pentru aceasta trebuie să fim plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dacă nu suntem plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, suntem niște nemulțumiți, suntem niște mofturoși, suntem niște oameni care ne limităm și doar atâta, fără să mai vedem biruințele pe care Dumnezeu este gata să ne le dea. De aceea noi avem nevoie ca noi ca părinți, nu copiii noștri, nu biserica să ne amprenteze copiii, ci noi în casele noastre, când mergem pe mașină, când mergem acasă. Dar cum dacă noi nu avem un caracter cristic? Că numai noi știm cum e... Cum explodăm mulți dintre noi în trafic. Sau atunci când ne supără partenerul de viață, cum vorbim? Că uneori ții și groază să auzi pe alții cum vorbesc în casa lor, nu? Că animalele ce le avem noi pe în grajduri, pistol cu apă pe lângă ce termeni folosesc ăștia, așa grei, cu greutate.
Și după aia ne trezim de ce devenim doi străini în casele noastre. Ne trezim de ce unul dorme într-o cameră și altul dorme în cealaltă cameră. Nu că taie lemne cu drujba, adică că sfore, nu de asta. Ci tocmai datorită faptului că acel divorț s-a produs de multă vreme, nu pace, dar a fost un divorț emoțional, sentimental, fizic, psihic. Tocmai datorită faptului că n-am știut cum să ne închegăm mai bine și mai bine familiile. Că asta face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Diavolul ne va distanța, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne va pune împreună. Diavolul totdeauna ne va face să fim invidioși. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu va pune dragoste în noi, ca ceilalți din jur să vadă cu adevărat că suntem copiii lui Dumnezeu. O, eu mă rog ca fiecare dintre noi, numai voi, toți avem nevoie să fim un plus de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să avem un caracter cristic. Atunci vorbirea noastră va fi așa cum spune Apostolul Pavel bisericii din Efes. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, dar noi din nefericire, auzi, hai să facem un test imediat. Ieșim pe ușile bisericii și imediat o să ne intereseze ce s-o mai ripensia. Câți bani ai mai făcut? Cum îți mere business-ul? Oare aia cum îi? Auzi, nu vrei să faci un business cu mine? Numai asta suntem preocupați. Domnul să aibă milă de noi. Băi, când ești cu nodul în gând, nu mai poți zice nici amin, așa este. Dar totuși, eu mă rog ca Domnul să aibă milă de fiecare dintre noi și să ne ajute Domnul să fim oameni care să fim plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Oameni care să se vadă că se te prinde Duhul Sfânt al lui Dumnezeu pentru că citim Biblia, trăim Biblia și începem să vorbim cuvintele lui Dumnezeu.